May I have your attention, please? We would like to have your attention again. Thank you. Would you be so kind to be seated, each one of you, to find somewhere a table? They are not assigned, it's obviously between us, and we know each other, and you hopefully you feel comfortable with each other. Just please be seated, all. All, I mean, just about all, please. Thank you. Brother from California, Carmina's father, he doesn't hear me. Please be seated. Thank you. Valentin, come over. Martin Horvat, would you be so kind to be seated? Please do not leave. We need you here. Thank you. The Californian group in the corner there, may we have you seated, please? It seems like not very successful. We might try something else. May I have your attention, please? We do have to pray before we eat, and we cannot pray if you are talking, please. I need to have silence here, complete silence. We are praying to God. Thank you. Now we're going to invite Brother Moldovan from California, and he will have the word of prayer. Stand up, all, please. Our Father, which art in heaven, in the name of Jesus, we come before thy holy throne in this moment to thank you for all the blessings. We want to thank you for being with us. Father, you know better than us this situation. Give hope to the family, amen. Give strength, and help us that day, all of us here, to be together with our sister, Anosa. Now we ask you to bless the food, give it to those in need, bless the hands that prepare. We ask all these things in the name of Jesus. Amen. 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 Now, I'm asking you to sit down and keep silent. We have the deceased person, Anucha's husband, Ilya. He would like to address you with a few words. May we have silence again, please? Since it's difficult, it's a beautiful day, we know, and you're hungry, but please, just give us a minute. Yes, now we are going to have Ilya, and I will try to translate. He was not very sure he can do that. He's emotional, and we sure understand that. I would like to gather and my strength, collect my powers. Ca să pot să vă spun două cuvinte dumneavoastră. Just to have that much strength to tell you two words, few words. Domnul Iisus a spus, voi sunteți prietenii mei. Jesus said, you are my friend. N-am putut să mă gândesc că am atâția prieteni și frați. I never imagined that I have so many friends and so many brothers. La aceste momente grele a încercării familiei noastre. In these very difficult times of trials for our family. N-aș vrea să tac și să nu vă aduc cel puțin mulțumirile sufletești care le avem. I couldn't be silent and not address you and thank you very much from the depth of our souls. Vă mulțumesc pentru că ne-ați ridicat moral. I thank you very much that you did support us and lifted our spirits. Vă mulțumesc că Dumnezeu v-a îndemnat să faceți lucrul acesta. I thank you that the Lord did help you to do this gesture and come here all the way from wherever you're coming. O singură dorință mai am. I have one single wish.
așa cum ne vedem aici. As I see you now today. Când Domnul Iisus va veni și va învia pe toți cei morți. When our Lord will come to resurrect all those who passed away. Aceiași frați și prieteni să fim cu toți împreună. I would love to see the same brothers and sisters that are present here today. Vă mulțumim mult. We thank you very much. Vă promitem că vă iubim și vă purtăm în suflet. Așa I promise that we love you and we will carry you in our souls as much as you did today. Dumnezeu are nevoie de noi toți. God needs all of us present here. Amen. Amen. Thank you very much for patience, and we'll have just one very short poem that was supposed to be the family desired to be said at the funeral and atonement place in the cemetery. We missed it, so we'll invite Orshi and with this short whatever saying. O mamă ce-a lăsat în urmă, după o lungă suferință plecă și sora dintre noi, a suportat-o cu credință privind spre viața de apoi. Durerea grea, când o răpuse, răbda și nu se revolta, zicea oftând, Doamne Iisuse, apoi în rugă se afunda. O vorbă de apreciere avea să spună oricui, uitând parca ei durere, trăind spre slava Domnului. Întotdeauna sfaturi bune apropiaților dădea, îi învăța ca să adună doar ce e bun în îmbărbăta. Cu greul vieții, cu povară, ori cu necas ce-l aveai, simțeai că vine primăvara prin orice aspre ei întreceai. A fost un stâl de rezistență în familie, în casa sa, dar și un exemplu de credință pentru toată biserica. Casa i-a fost mereu deschisă, cu drag pe oaspeți îi primea. Lucrarea ei rămâne scrisă la Dumnezeu în casa sa. Iar Domnul îi va da răsplată și ca și Dorca va învia în țara binecuvântată cu Domnul pentru vecea sta. Mulți dintre cei ce sunt de față vor păstra amintirea ei ca pe o senină dimineață o întruchipare a dragostei. O mamă ce-a lăsat în urmă copii destoinici deosebiți, dar și-a dorit ca în sfântă turmă a Domnului Iisus să fiți, copii ai ei. Știi ce durere aveți, că mama nu mai e, dar Domnul vă va da putere ca să vedeți mai limpede, că drumul Mariei credință e un drum ce trebuie urmat. Domnul vă dea sfinte dorințe de a-L urma neîntârziat. Ajută-i, Doamne, și nepoții să creadă în Domnul Iisus și ei, ca să se bucure cu toții să fie în prezența ei. Când va veni odată clipa plecării, căci toți vom pleca, ajută-i, Doamne, sub aripa ocrotitoare a Ta să stea. Să creadă Mântuitorul în jertfa sa de pe calvar, căci El ne iartă tot trecutul și mântuire ne dă în dar. De aceea a murit pe cruce Domnul Iisus pe Golgota, celor ce cred iertare aduce, fă, Doamne, cu noi toți așa. Amin. Well, I apologize for the English speakers here, and it's very difficult to translate. It's a quite of a long poem, but I'm just going to share a few ideas that I gather here, a very short, and I would like to read you the last verse that is kind of a conclusion. Rather, it speaks about a mom, not necessarily mom that we lost today, but every mama in this case, and sort of her prayer. They're talking about her as a pillar and foundation in the house, and her role of raising the kids, and her role wherever she was in her community. But then it ends up with sort of her prayer and wish for her kids and grandkids and for all of us. That let me tell you the last verse, try to pick it here. I wish that you would make them to believe in you. So her prayer is that all her children and all of us here, indeed we will believe in Jesus. That's the only hope that we can see her again. Thank you.
Now, the word of prayer was already for food, so please line up in whatever order. I'm not sure this how it will proceed. And just feel free and help yourself. So far, with our program and whatever you see there, there are many of their history. And if you have questions, feel free and come to the rest.